Valul 4 lovește cu putere județul Ilfov. Încă 6 localități au trecut de pragul de 3 la 1000 în numai 24 de ore. Practic, într-o singură zi, numărul de infectări a crescut alarmant în acest județ. În total, în Ilfov sunt 21 de localități care au depășit 3 cazuri de infectare la 1000 de locuitori. Localitatea Fumați are cea mai mare rată de incidență, respectiv 6,29, iar pe toată raza județului s-a înregistrat o rată de 3,65 la 1000. Alte 6 localități din județul Ilfov au depășit în numai 24 de ore pragul de 3 la 1000 de locuitori. Numărul acestora a ajuns la un total de 21 de localități unde rata de incidență impune măsuri restrictive. Autoritățile locale se pregătesc pentru a lua măsurile necesare în procesul de combatere a infectării cu COVID-19. Accesul persoanelor care vor să participe la diverse activități sau intrarea în spațiile închise se va face exclusiv în baza certificatului verde. În localitățile în care incidența este cuprinsă între 3 la 1000 și 6 la 1000, este obligatorie prezentarea certificatului verde atunci când mergem la restaurant, când participăm la competițiile sportive, când mergem la ferile de fitness, când mergem la nunți sau boteze sau când participăm la activități care sunt trecute în ordonanță astfel încât să fie obligatoriu acest certificat. Prefectul Ilfovului spune că momentan nu ia în calcul restricționarea întregului județ. Avem localități care au o incidență mică și nu putem să luăm decizia în acest moment, având în vedere faptul că sunt 19 localități care nu au atins această incidență. Considerăm că încă nu se pune problema. Totuși, pentru localitatea Fumați se discută punerea în aplicare a unui set de restricții pe timp de noapte sau de weekend, deoarece este zona care a înregistrat cea mai mare rată de incidență din întreg județul. Toate acestea din cauza unui pelerinaj. Singura localitate care se încadrează este Fumați. Avem o situație care a dus la această incidență mare, adică un evenimentul, participarea la un pelerinaj a dus la această rată mare. Persoanele care au participat acolo, cu excepția celor vaccinați, s-au infectat. Autoritățile trag speranțe că cetățenii își vor da seama de riscurile la care se expun dacă nu respectă măsurile de prevenție și dacă aleg să nu se imunizeze. Sperăm că oamenii vor conștientiza faptul că numai prin vaccinare putem să reducem numărul de noi infectări,